Toți elevii din învățământul primar și gimnazial ar putea învăța numai dimineața, potrivit unei propuneri legislative. Proiectul de modificare a legii educației a fost adoptat de deputați, care au recunoscut însă că în România nu sunt săli suficiente astfel încât toți elevii să învețe dimineața. Deputații au scris și adoptat o lege prin care elevii din clasele primare, dar mai ales cei din gimnaziu, nu mai pot merge la școală după amiaza. Potrivit parlamentarilor, elevii nu își potrivesc programul cu părinții și din această cauză relațiile dintre ei nu sunt bune. Totodată, deputații au susținut că elevii aflați la școală nu respectă nici orele de alimentație. Legea a fost adoptată de către deputați, însă aceștia au recunoscut că în acest moment în școlile de la noi nu sunt săli suficiente, astfel încât toți elevii să învețe dimineața. Legea va intra și în dezbaterea senatorilor, care vor avea votul final. Dacă va intra în vigoare, prevederea ar urma să fie aplicată din anul școlar 2018-2019.